Bună, salutare tuturor și bine v-am regăsit, bebezi, la încă un nou video clip de pe acest canal de povești horror. Bă, frate, deci mă chinuiesc de două ori să aprind filmarea. Bă, și ce să vezi, bă, nu merge nou, că de ce să meargă el? Adică îi dau repornire de două ori, că așa îmi face, că gen se blochează ăla mobizanul și nu știu de ce, frate. Dar astea, haideți să începem, băieți. Nu mă mai uit la voi, mă uit aici în telefon. Ne zice, stai că nu văd de facecam. Zice, ia stai așa să fac mic. Bun. Hei, Emma, hei. Ce mai tu, stai așa să-l fac mai mare. Ok, e ok așa. Hei, Emma, hei, ce faci? Nu prea bine. Ce ai pățit? Aici, vezi, asta am mai încercat să o fac, dar gen am jurat o video pe videoclip că a vrut să mi-l strice și am zis să o las pe altă dată și am zis să fac acum că nu am mai postat de mult. Nu vă dau niciun spoiler că gen orice videoclip o să mai fac, o să pun un videoclip. Dacă nu o să uit mâine, că gen mâine o să-l fac, mâine o să-l pun, adică gen eu când fac un videoclip, cum îl fac, cum îl pun pe YouTube, adică na. Deci am rămas la hei, ma, hei, ce faci? Nu prea bine. Ce ai pățit? Sunt singur acasă și am auzit niște sunete ciudate. Stai, cum se numește? E mireasa moartă. Poate doar vântul. Nu cred că trebuie să te îngrijorezi. Se aude de o oră, zice Emma. Cum să nu mă îngrijorez? Vrei să vin la tine? Nu. Nu e nevoie, e sigură, da. Cum ești? Ia stați așa un pic. Uitați-l și pe Mario. E și Mario aici. Mamă, sunt. Nu știu dacă se vede. Am vrut să vă arăt gen că aici sunt ud un pic, că am făcut eu ca challenge cu Mario ăsta. E sigură, da. Cum ai zis, bă, eu ca challenge cu Mario ăsta? Da, adică cu tine. Da, cum ești? Scuzați-mă, am avut ceva. Nu știu. Te simți bine? Știu că erai supărată pentru... pentru nota aia de la mate. Ce notă a dat? Nu știu, poate 3. Wow! 1! Sunt ok. Până la urmă nu e mare problemă. Bă, frate, am uitat de o săptămână, gen aproape. Da, de o săptămână, două, gen, am dat un test la matematică și nici acum nu ne-a venit rezultatele. Am întrebat-o pe doamna... Bă, a doua zi ne-au venit rezultatele. A doua zi și a spus bă, că... Băieți, eu sunt la 1-4. Și mi-a spus că nu le-a corectat decât testul meu și încă două teste. Nu știa cui sunt, dar știe că l-a corectat pe al meu. Cel mai probabil mâine o să vină rezultatele. Până la urmă nu e mare problemă. Eu am noroc în dragoste, știi și tu asta. Dar uneori sunt chiar geloasă. Deci fata asta, care Emma, a luat, să zicem, 3 la mate și e supărată, dar ea are noroc în dragoste, ceea ce Carina nu are. Poate că Carina ia note bune la mate și nu are noroc în dragoste. What the hell, bro? Uneori sunt chiar geloasă, ziceam. Hai că vorbim mai târziu. De ce? Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic, dar începe serialul. Ah, ok, 30 de minute mai târziu. Serios, un serial durează 30 de minute? Sau stai, Carina? Carina! Cu mulți A. Da, cineva încearcă să intre în casă. Văd un... bărbat înalt. Păi parcă e mireasă, mă, ce bărbat. E foarte solid. Pua. Și zice să mireasă. Dă-i încet, Mario, la ăla. Îmi e frică, are o pălărie neagră și zâmbește. What the fuck? Uite, anetrim. Serios? Ia stați așa, fetele. Serios, Solinger, serios? Ce poza a trimis, bă. Să văd. Fii atent, cât de mare pot face asta. Să-l fac așa? Nu, fără mai mic, dar să văd și o poză, că eu n-am văzut-o.
Uite-mă aici, stai. E omul negru cu pălărie? Da, zice că e un om negru. Dar gen e mireasa moartă o altă. Nu se vede foarte bine, dar e super sinistru. E închisă ușa? Așa știu că da, zice Emma. Încuietă-te ușile și închide toate geamurile. Ajutor, ajutor, gfdg, capa. Ajutor, gfdg, capa. Ajutor, gfdg, capa. Ce este? Mi se pare că are cheia de la ușa. Poate e, poate e ceva prieten de-al tău. Poate să faci o farsă. Nu cred că e niciun prieten. Oh my god, oh my god. Ce-i? A deschis ușa, ajutor! Ascunde-te repede undeva și ai grijă să nu faci gălăgie. Eu sun chiar acum la poliție, ok? 112, care este urgența dumneavoastră? Mă omor cineva! Prietena mea este singură acasă și nu reușim să vă înțelegem bine. Încercați să vă liniștiți și explicați-ne ce s-a întâmplat. Un bărbat a intrat în casa prietenii mele, Emma. Eu am crezut că e ceva farsă, însă ea zice că nu îl cunoaște. Ne puteți comunica adresa ei? Sigur, strada Florilor, numărul 7. Mai revenim după asta. Ce? Sau nu, că nu e de asta. Am trimis un echipaj la adresă. Nu vă faceți probleme, totul va fi bine. Mulțumesc frumos, la revedere. La revedere! 5 minute mai târziu. 5 minutes later. Cum îmi place mie să spun. Emma, unde ești? Ești ok? Dacă scrie criminalul. Sunt la mine în cameră, am închis ușa și m-am ascuns sub patul. Mi-e frică ca arena. Bă, frate, eu povestea asta am avut-o continuată. Uite, până aici, gen... De atunci, de când am încercat să filmez, până aici. Și nu am mai intrat pe ea deloc, deci... Nu știu, dar poate e ascunsă sub pat cu adevărat și nu minte, nu știu. Mi-e frică ca arena, o aud cum forțează ușa. Ascultă. Mi se pare mie sau eu asta mai citit-o odată. Da, am mai citit-o. Nu știu. Ce drău. Îmi e frică rău. Ai vorbit la poliție? Cum mi se vede nasul. Da. Și ce-au zis? Au trimis deja un echipaj înspre tine. Carina? Da? Încearcă să intre în camera mea. Mi-e frică. Ce să fac? Fugi. Sări dracu pe geam. Fugi oriunde, nu mai fugi odată de acolo. Adevărat, exact asta spuneam și eu. Am ieșit pe balcon. Oh my god, spart ușa în cameră. Da, mă! Am mai citit-o, mă, la tine pe telefon, cred, mă. Am știut eu, mă. Da, mă, la tine pe telefon, mă. Dar nu mai știu nimic Adilia, dar gen, am știut că am citit-o, că mi-am dat seama după... Mă mânghe ursul. Încerc să sar de la balcon. Ce aia să că n-am înțeles, mă mânghe ursul. Nu am citit-o, nu, nici la tine pe telefon. E de la povestea aia cu copilul, bă. Știi, cu copilul ăla. Cu balconul, știi, cu alea. Ai grijă, 2 minute mai târziu, ești ok? Cred că da, mă doare... Sunt în fundarea nas. Mă doare un pic piciorul drept. Sunt în curte acum. Mă duc la iubitul meu. I-am tot scris, dar nu știu de ce nu răspunde. Lasă, nu te îngrijora. Încerc să-l anunț eu. Ok, mersi. Hei, Alex, hei. Trebuie să spun ceva despre Emma. Ce? A pățit ceva? Da. Un bărbat a intrat în casa ei și ea. Ia ce? Ce bărbat? Spune odată. Ce s-a întâmplat? Carina, Carina! Scuze, am rămas fără semnal la Wi-Fi. Nu știu ce bărbat, eu am crezut prima dată că e ceva glumă, dar se pare că nu e nicio glumă. Cred totuși că a reușit să scape și vine înspre tine, ok? Oh, Doamne, da, normal să vină. Mi-a spus că ți-a tot scris un mesaj, dar nu i-ai răspuns. Ce s-a întâmplat? Alex? Mă uitam la ceva film. Ok. Bye! Pa! 10 minute mai târziu. Care n-ai reușit să vorbești cu Alex? Mie nici acum nu-mi răspunde, da. Probabil pentru că vorbeam eu cu el.
Dar mie de ce nu mi-a răspuns? A spus că s-a uitat la ceva film. Ok. Revenim după reclamă. Bun, vezi? Mi-a spus că te așteaptă la el. 2 minute mai târziu. Carina? Carina? Da. E închisă poarta. Nu pot să ies din curte. Bărbatul acela se tot uită la mine de la balcon și zâmbește. Acum... Exact! Exact ce am vrut să zic, bă! Exact ce am vrut să zic! Că dacă bărbatul ăla, de fapt, e iubitul ei! E iubitul ei? Păi fii atent! Acum îmi arată un inel. Dacă e inelul... Gen, dacă e bărbatul ei... Nu înțeleg nimic, îmi e frică. Oh my God, nu a ajuns încă poliția. Poliția nu e nicăieri. Nu au niciun sens de ar fi. Trebuie să fie acolo deja. Carina, da. Am auzit împușcături. Încearcă să ieși cumva din curte. Carina, am picat. M-am lovit iarăși în același picior. Mă doare tare și îmi curge sânge. Nu te gândi acolo. Nu e timp de durere acum. Ridică-te și fugi odată, ok? 6 minute mai târziu. Care n-am reușit să ies din curte. Cred că în 15 minute ajung la Alex. Perfect, Alex te așteaptă. Ia. 4 semne de întrebări în spatele meu. Oh my God, țipă, fugi. Fă ceva, nu mai lăsa să te prindă. Se tot uită la mine și tot zâmbește. Da. Am făcut așa. Asta te interesează pe tine acum, nu te mai uita la el. Fugi! Fugi! O iubesc. Cred că e ăla, nu? Da. Ce? Da, cred că e ăla. Ce frumoasă e când zâmbește și inelul ăsta îi vine de minune. Dă-te, poftim? Drag. Fugi dată de acolo, nu o cred. Te aștept la nunta noastră. Vei fi domnișoara de enoare. Ai rochea în spatele ușii. Ce dracu s-a auzit? Bă, de stai, cred că i-au făcut o farsă, mă, de nunta lor, mă. Ci că o iubesc, ce frumoasă e când zâmbește și inelul ăsta îi vine de minune. Te aștept la nunta noastră, vei fi domnișoară de onoare. Ai rochea în spatele ușii. La care ușă? Și Carina trimite ăsta. Au, ascultă. Ce dracu e ăla? Ce dracu, l-a omorât ăla ea. Nu știu. Vezi? Următoarea care o să fie asta, după casa morții, după fetița lui tata, iar apoi... Părinții răi, care am citit-o cu Mario. Bun, băieți, cam atât a fost cu acest videoclip. Eu vă mulțumesc pentru toată atenția acordată, iar noi, desigur, ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!